Din dorința de a arăta bine în costum de baie, ne găsim mai ușor motivația să adoptăm un stil de viață sănătos și care să ne ajute să scăpăm de kilogramele în plus și de celulită. Iată ce alimente te pot ajuta în acest proces și ce ar trebui să excluzi din alimentația ta. Majoritatea dietelor contemporane se bazează pe o anumită formă de restricție, fie că este vorba de evitarea carbohidraților, a grăsimilor sau a produselor lactate, ceea ce le face dificil de urmat pe termen lung. În mod obișnuit, când renunți la aceste restricții dietetice, kilogramele se întorc rapid. Efectul se numește yo-yo. Totuși, dacă îți îndrepți atenția către includerea unor alimente cu un conținut nutrițional mai ridicat în meniul tău, în loc să te limitezi la consumul anumitor alimente, există șanse mai mari de a pierde în greutate și de a te menține la kilogramele dorite. Nu vei mai restricționa și vei fi mai înclinat să îți păstrezi obiceiurile alimentare sănătoase. Mai mult, dacă te străduiești să introduci o cantitate specifică de alimente benefice în meniul tău zilnic, cum ar fi să ai ca obiectiv între 7 și 9 porții de legume proaspete și fructe, s-ar putea să descoperi că vei reduce natural opțiunile mai puțin sănătoase. Când vine vorba de slăbit, alimentația este esențială. Combinate cu un stil de viață activ, anumite alimente pot ajuta la accelerarea procesului de slăbire. Printre alimentele care favorizează scăderea în greutate se numără și grefele. Acestea sunt bogate în apă și fibre, ceea ce ajută la controlul apetitului. Scorțișoara. Cercetările indică faptul că scorțișoara ar putea contribui la stabilizarea nivelului de glucoză din sânge. Acest efect ar putea diminua senzația de foame, mai ales în cazul persoanelor cu diabet zaharat de tip 2. Majoritatea persoanelor pot beneficia de proprietățile tradiționale ale scorțișoarei. Iaurtul grecesc este plin de proteine și probiotice și poate sprijini sănătatea intestinală și poate ajuta la controlul greutății. O combinație de alimente sănătoase, exerciții fizice regulate și un somn adecvat poate face minuni în ceea ce privește pierderea în greutate. În plus, este esențial să consumăm aceste alimente într-un mod echilibrat și sănătos, nu ca o dietă rapidă. Este întotdeauna recomandat să discuți cu un profesionist în domeniul sănătății sau un nutriționist înainte de a începe o nouă dietă. Relatează vegis.ro.